Ședința Colegiului Național, bună ziua, bine am găsit. O ședință extrem de importantă, una dintre cele mai importante din viața PMP. Suntem mulțumiți de rezultatul pe care l-am obținut la alegerile locale. Este evident că PMP și-a consolidat poziția de partid politic serios pe scena politică națională. Scorul de peste 6% este o confirmare în acest sens. Vrem să le mulțumim tuturor cetățenilor români care ne-au acordat încrederea, să-i felicit pe colegii care au obținut rezultate foarte bune. Avem 6 organizații care au obținut rezultate de peste 10%, ceea ce arată că există o confirmare clară că acolo unde avem lideri puternici, există și rezultate excepționale. Mulțumim domnului președinte Băsescu pentru că a candidat la primăria municipiului București, acolo unde a existat o eroare de tact extrem de gravă atunci când PMP-ul nu a fost inclus în alianța înțeleasă între cele două partide, PNL și USR. Sper să învețe din acest exercițiu ceilalți competitori. PMP rămâne un partid de dreapta. Pentru noi este esențial că am confirmat că am avut în această competiție la alegerile locale peste 2436 de localități în care am intrat cu candidați. După PSD și PNL am fost al treilea partid ca număr de candidați, lucru care se confirmă și în rezultate. Suntem partidul care, după PSD și PNL, are cei mai mulți aleși locali, lucru care onorează. Suntem prezenți în 23 de consilii județene și cu 5 consilieri în Consiliul General al Municipiului București. Acest rezultat este un semnal cât se poate de clar. Vom pregăti partidul în săptămânile viitoare pentru bătălia din 6 decembrie. Convingerea noastră este că vom avea alegeri în acest an, chiar dacă traversăm o perioadă foarte grea, fiind în plină criză de sănătate publică. Totuși, democrația nu poate fi pusă în paranteze și trebuie să ne pregătim cu seriozitate, cu responsabilitate, îndemnând cetățenii să înțeleagă că prioritatea zilei este să avem grijă de noi și de cei apropiați, dar în același timp viața merge mai departe și trebuie să ne organizăm. Prin urmare, PMP va fi pregătit de alegerile parlamentare. Rezultatul obținut ne permite să le propunem colegilor din PNL un protocol de colaborare prin care dorim să creăm împreună, acolo unde există posibilitatea majorități de dreapta între partidele noastre. De altfel, am și obținut votul colegilor pentru un protocol de colaborare pe care l-am propus colegilor din PNL. Pentru noi este foarte important să fructificăm voturile și încrederea pe care românii ne-au acordat-o, astfel încât România să aibă administrații locale eficiente care pun în centru atenției interesul cetățeanului, interesul comunității. Pentru alegerile parlamentare, PMP va merge pe cont propriu și sunt absolut convins că toate obiectivele pe care le-am stabilit în cadrul Colegiului Național de astăzi vor fi atinse. Încă o dată vreau să profit de acest prilej pentru a le mulțumi tuturor cetățenilor români pentru încrederea pe care ne-au acordat-o și îi asigurăm că învățăm din greșelile pe care le-am făcut în această campanie. De altfel, astăzi am și luat decizia de a elibera din funcția de președinți de organizații 12 colegi. Vom face noi numiri în 12 organizații ale PMP în întreaga țară. Sunt 12 județe unde președinții n-au confirmat, au obținut rezultate foarte slabe și, prin urmare, vom
analiza cu foarte multă luciditate fiecare caz în parte și vom și lua măsurile necesare astfel încât scorul pe care partidul și l-a propus să-l obțină la alegerile parlamentare să poată fi confirmat prin echipele pe care le vom delega să formeze noile conduceri, structuri de conducere în fiecare organizație. Deci astăzi am luat și această decizie politică extrem de importantă. Colaborare. L-ați negociat deja cu liberalii sau urmează să-l negociați? A fost votat doar astăzi în ședința de partid? Nu, este un document pe care l-am prezentat premierului Orban. Ne-am exprimat disponibilitatea noastră de a forma aceste majorități peste tot în întreaga țară, în consilii județene, consilii de municipii, orașe și comune. Urmează ca și dumnealui să-l prezinte în forurile de conducere ale PNL, să vedem dacă agrează exact această formulă propusă și apoi să-l semnăm. Ce anume presupune? Pentru că cei de la USR spuneau că un protocol de colaborare, de exemplu, la nivelul capitalei, ar trebui să conțină următorul lucru, fără penali în funcții publice, proiectul acela al USR, practic niciun reprezentant al PMP pentru colaborare în București, la nivel de capitală, să nu aibă probleme penale. Ce conține protocolul? Noi am susținut și această inițiativă fără penale în funcții publice, suntem de acord cu ea, deci din acest punct de vedere nu există nicio problemă. Mai mult decât atât, pentru noi este important să devenim o coaliție credibilă și matură care își pune voturile în slujba comunității. Și de asta am mers către PNL, pentru că PNL a reușit să obțină foarte multe primării, foarte multe consilii județene și acolo unde putem împreună să creăm aceste majorități, le vom face. Deci, pe noi ne interesează această colaborare strict cu PNL. Acolo unde va exista și USR-ul, bineînțeles că lucrurile rămân deschise. Rămân deschise. Nu există. Nu chiar. Domnul președinte Pașcan v-a dat un exemplu. La Mureș sau Târgu Mureș, USR-ul nu este în consiliile locale. De asta am și spus că suntem a treia forță politică din punct de vedere al reprezentării în consiliile locale la nivel național. După PSD și PNL, PMP este al treilea partid. Dar la nivel de București vă așteptați la o colaborare bună cu cele două partide, PNL? Suntem deschiși, bineînțeles. Din moment ce vom semna un protocol, vom negocia astfel încât și interesele politice ale PMP să fie cuprinse în programul de guvernare locală, inclusiv în București. Încă o întrebare. Există o informație care circulă pe surse. Mihail Neamțu, o variantă pentru funcția de viceprimar la Primăria Capitalei. Ați discutat cu liberalii despre acest lucru? Vom oferi toate detaliile legate de negocieri după ce vom semna acest protocol. Deocamdată am oferit informațiile pe care le putem prezenta public legat de alte discuții pe care le au colegii în organizații, nu pot să infirm nici să confirm pentru că deocamdată nu am semnat acest protocol. Dar negociază PMP funcția de viceprimar la Primăria Capitalei? Vom negocia foarte multe funcții în toată țara, implicit în București. Negociați și pentru primăriile de sector funcții de viceprimar? Vom negocia în toată țara. Deci, deocamdată, ăsta este răspunsul pe care pot să vi-l ofer. Cu multă plăcere. Vă mulțumim mult, vă urăm o zi plăcută. Numai bine!